Taxele de școlarizare la Universitatea din Craiova vor crește în anul școlar 2022-2023. Astfel, pentru ciclul de licență, studenții vor trebui să plătească 4.000 de lei pentru anul universitar. Aceasta se adresează doar studenților care se află la forma de școlarizare cu taxă. Taxele au fost aprobate acum câteva luni. S-a mers pe o abordare unitară la nivel de universitate, la ciclul licență 4.000, la ciclu master 5.000 și la doctorat 6.000. Deci abordarea este unitară pe total universitate. S-a încercat să se alinieze aceste taxe cu finanțarea bugetară pe student echivalent. Cât despre cuantumul burselor universitare, la nivelul Universității din Craiova nu s-a luat încă o decizie. Acesta va fi dezbătut în ședința de miercuri 28 septembrie.